Vulcanizările din capitală vor fi verificate, iar cele care activează cu diverse abateri vor fi evacuate. Subiectul a fost discutat la ședința primăriei. Viceprimarul Inga Ionesi a declarat că multe vulcanizări activează ilegal și sunt într-o stare dezastruoasă, iar angajații atelierelor nu respectă nici cele mai elementare reguli de igienă. O mare parte din ele sunt în stare dezastruoasă, amplasate foarte, să zicem, nu știu dacă pot să spun incorrect, dar și contrar regulamentului pe străzi, pe marginea străzii, pe trotuare, deci îngreunează traficul, circulația transportului. Viceprimarul a declarat că mai multe vulcanizări au scheme de amplasare expirate încă din 2017, dar continuă să activeze. Priturile urmează să facă o inventariere. Acele vulcanizări la care au expirat termenul de amplasare și sunt amplasate contrar regulamentului, urmează să fie evacuate. Mai mult ca atât, avem străzi centrale pe care avem câte 3-4 vulcanizări. Agenții economici care gestionează astfel de afaceri și cunosc că nu se conformează regulilor au fost chemați să evacueze gheretele. În același timp, locuitorii capitalei sunt de părere că vulcanizările ar putea rămâne pe străzile principale doar dacă își schimbă aspectul. E aranjat frumos, e dat cu crască, tot normal. Mai încolo mai este una și aia e mai chiar că în drum, așa nu trebuie să fie. Găsesc o bucățică de loc, de asta și fac așa că zicem să mă scuzați de prestantoale, de asta și fac și mai amenajate, mai când se uite un om ăsta să vadă că de ceva este, dar așa și te uiți acolo, parcă se vede numai niște saraiuri. Trebuie, într-adevăr, modernizată și mai civilizat suntem, mai ales că e capitală. Credeți că trebuie evacuate astfel de construcții? Da, eu aș, da, părerea mea da. Da, pentru că uitați, vine când ești la o cale, nu știu ca atare, și încurcă și la oamenii care e ca pe șihodă, de exemplu, care trecătoare, și mașinile aici câteodată ambulare. Primăria urmează să elaboreze niște norme clare de activitatea vulcanizărilor, care urmează a fi introduse în regulamentul privind desfășurarea comerțului, care urmează a fi aprobat de CMC. Menționăm că în capitală sunt aproximativ 130 de vulcanizări legale, cele mai multe fiind de la Botanica și Ciocana.